În Pitești, sălile destinate jocurilor de noroc s-au înmulțit precum ciupercile după ploaie. Aceste afaceri merg foarte bine. Drept dovadă, pe o rază de doar un kilometru sunt numai puțin de 8 săli de jocuri. Bulevardul 1 Mai, unul dintre cele mai cunoscute din orașul Pitești. Mergem la pas și numărăm numai puțin de 8 astfel de locații. Specialiștii consideră că dependența de jocurile de noroc poate fi privită ca o afecțiune foarte întâlnită însă în ultima perioadă. Afectată capacitatea de muncă a persoanei, este afectată viața de familie, are un impact foarte negativ asupra vieții în general, asupra calității vieții în general. Este o dependență care apare la toate vârstele, din cazuistică vă spun că apare la vârste foarte tinere, și dacă este o dependență prin însă denumirea ei, asta înseamnă că devine, persoana respectivă devine dependentă de această îndelemnicire. Unii o conștientizează. Este cunoscut faptul că tinerii care au astfel de dependențe nu își pot controla impulsul de a juca. Fie că vorbim despre pariuri sportive sau celebrele păcănele, aceștia nu își pot stăpâni dorința de câștig. Exercițiu. La fel de bogată în ceea ce privește casele de pariuri și sălile destinate jocurilor de noroc. Interesant este faptul că la doar câțiva pași de ultima casă de pariuri întâlnim liceul Ion Barbu. Să fie aceste locații un exemplu bun de urmat pentru elevi? Psihologii consideră că aceste săli de jocuri de noroc influențează negativ tinerii care învață în acest liceu.